Astăzi facem primul POV de pe canalul Ritter Broker, mai exact Point of View, cum se conduce o Tesla. Am tot văzut la Luțu Răzvan pe canal că face POV-uri din diverse mașini și m-am gândit de ce să nu fac și eu astăzi un episod, un point of view din Tesla, în care să vă spun cum se conduce o Tesla. Este o Tesla din 2021, Model 3 Long Range cu facelift, mai exact este ultimul model de Model 3. Ca și putere, din ce am văzut eu în documentațiile pe care le-am primit de la Tesla Austria, de unde am cumpărat-o, mașina ar avea undeva la 385-390 de cai, așa am văzut eu că scrie în documentațiile pe care le-am primit de la Tesla Austria, deși în România, când m-am dus la RAR și am scos cartea de identitate, am văzut că în dreptul categoriei de kilowatts scrie liniuță, adică este tăiat, minus, zero. Cum vreți voi să îi spuneți, la fel și la capacitatea cilindrică, tot așa am minus. Deci nu pot să iau în considerare din punctul meu de vedere decât ce am văzut în documentațiile pe care mi le-a trimis Tesla Austria. Varianta următoare ca și putere era Performance, care avea undeva la 450 de cai, dacă mi-aduc bine aminte. Varianta mea face 100 în 4,4 secunde, varianta Performance face 100 în 3,2, parcă așa era. Ideea este că eu pot să îmi cumpăr din aplicația Tesla, direct de pe telefonul mobil, un upgrade care costă 1800 de euro și îmi dă niște performanțe, adică în loc de 4,400, mașina va face 3,9. Deocamdată n-am considerat că este un upgrade necesar, mai merg cu mașina 6 luni, 1 an, și văd ce se întâmplă. Dacă consider că acest upgrade o să fie necesar, mai mult ca sigur o să-l achiziționez. Hai să mergem un pic prin oraș și după aia o să încerc să ies pe autostradă, pentru că din punctul meu de vedere stilul de a conduce o mașină diferă din oraș față de cum e în afara orașului, adică mai ales Tesla îți oferă anumite avantaje din punctul meu de vedere în oraș, dar și anumite avantaje când conduci în afara orașului. Bun, bateria este de 82 de kW din ce am văzut eu în actele mașinii. Chiar astăzi am cumpărat din Germania, de pe un site, un OBD și vreau să verific cu acel OBD mai multe informații, printre care și capacitatea bateriei, să văd dacă este exactă cât au spus ei în documentația pe care am primit-o direct de la Tesla. Autonomia în documente scrie că este de 580 de kilometri, dar eu cred că este în realitate în oraș, unde am și testat-o până acum, undeva la 480 de kilometri, pe acolo, 450-480. Am făcut acest test într-un videoclip pe care l-am și postat pe canal, vi-l las aici pe ecran dacă vreți să-l vizionați. O să mai fac un episod în care o să testez autonomia și când plec la drum lung cu mașina, să vedem cât pot parcurge cu o baterie încărcată 100%. Mașina este destul de confortabilă, scaunele sunt moi, pufoase, așa. Nu știu dacă ați mers cu un Jeep Grand Cherokee, pe același stil sunt făcute scaunele, din punctul meu de vedere. Sunt, nu știu, au niște bureți extra față de alte mașini cu care am mers eu, bineînțeles. Sunt moi, sunt confortabile, sunt un pic mai late. Cel puțin îmi oferă un confort mai mare decât la mașinile pe care le-am avut eu înainte. Și Toyota, și Mercedes am mai avut, și BMW, evident. Variantele de mașini pe care le-am avut eu, strict la acelea mă raportez. Am încălzire în scaune, am încălzire în volan, am senzor de lumini, senzor de parcare, senzor pentru ploaie. Deci am toate opțiunile care îți oferă un confort mai mare în timpul în care conduci.
volanul este mai mic așa și este gros, adică din punctul meu de vedere pare un pic că este ca la mașinile mai sport. Am priză bună pe el, am 3 setări pentru volan, confort, standard și sport. În oraș eu folosesc varianta confort sau standard. Când ies la drum lung, îmi place să o trec pe sport, pentru că este direcția foarte exactă și știu că mă bazez pe ea în momentul în care vreau să fac o depășire mai bruscă, mai agresivă, să-i spun. Accelerația are tot așa două variante, chill și standard. Nu am folosit niciodată varianta de chill, am mers numai pe standard, pentru că, na, fiind mașina în posesia mea de puțin timp, abia am 1000 și ceva de kilometri, am vrut să mă joc cu accelerația, să fac acele zvâcuri și să mă bucur de cuplul acesta pe care îl are o mașină electrică. Este silențioasă, evident, destul de confortabilă, adică amortizoarele și suspensiile sunt normale, nici prea rigide, dar nici prea moi. Am funcția aceasta de one pedal driving, adică are o frână cu regenerare. Pur și simplu în oraș nu prea folosesc frâna deloc, decât în momentul în care, nu știu, e o frânare de urgență. Dar în general doar ridic piciorul de pe accelerație și frânează singură. Ești nebun? Nu trebuie să calc eu frâna de fiecare dată. Eu calc frâna doar în cazuri urgente. Nu știu, mi-a tăiat cineva fața, trebuie să pun o frână bruscă, sare un pieton, un cățel, ceva în genul. Doar în aceste cazuri folosesc frâna. În rest, frânează singură, eu doar țin piciorul pe pedală, astfel încât să fiu sigur că dacă am nevoie să o folosesc de urgență, o voi folosi. Mai are sistemul de a citi semnele rutiere, mai are avertizare sonoră când depășești o anumită limită de viteză, are un senzor sonor, dar și un senzor în volan în momentul în care schimbi banda și nu dai semnal, deci te avertizează și poți să selectezi tu dacă vrei să fie doar în volan sau și cu avertizare sonoră. Eu am lăsat doar în volan pentru că, na, odată ce e în volan nu mai trebuie și avertizare sonoră. Toate avertizările sonore când se pornesc, în acel moment, dacă asculți muzică, ți se dă muzica automat în surdina așa, se dă volumul foarte jos, iar volumul de la avertizarea sonoră apare brusc și tare. Lucru care, na, în oraș este un pic deranjant, pentru că întotdeauna se bagă cineva în față, îți taie fața, îți sare un pieton, cel puțin în București. Eu nu prea o folosesc, i-am dat off, pentru că întotdeauna am bipăie ceva și face destul de urât, adică nu, la un moment dat devine deranjant. Așa, ce să zic, e foarte confortabil, se conduce ușor, na, nu știu dacă ați mers cu mașini electrice, pentru mine e ceva nou, pentru că este prima mașină electrică pe care o am și deocamdată mă bucur de ea. E destul de spațioasă, din ce m-am uitat pe dimensiuni, este un pic mai lată ca un Serie 3 și ca un C-Class, dar în interior are mult mai mult spațiu, pentru că evident lipsesc o grămadă de piese care se regăsesc la mașinile normale, la mașinile cu combustie, și cei de la Tesla au încercat să dea acel spațiu în interior astfel încât să fie mult mai mare mașina. Mașina are cuplu, te poți baza pe ea, adică dacă vrei să accelerezi tare, să te bagi undeva, te poți baza pe ea, poți folosi accelerația asta, poți folosi puterea pe care ți-o dă o astfel de mașină, mai ales că este, puterea este instantă, nu este ca la celelalte mașini unde ai un mic lag în funcție de, na, puterile pe care le au mașinile respective diferă. La mașina electrică ai călcat pedala, s-a dus, adică poți fi sigur că pleci înaintea multora la semafor. La început este ciudat cu tableta asta pe care o are Tesla, adică
nu ai decât tableta, volanul și două pedale, iar toate informațiile pe care ți le dă mașina le regăsești în tabletă. Tableta asta e de obicei împărțită în două, în partea din stânga, unde este o zonă pentru șofer, unde vezi vitezometru, îți arată mașinuța, banda pe care o ții, îți arată mașinuța asta ca un avatar și dacă nu-ți merge un stop, dacă nu-ți merge un far, dacă nu ți se aprinde ceva sau se strică cumva la mașinuță, o să vezi în acest avatar de pe tabletă, în această mașinuță. Practic îți arată mașinuța în timp real ce face. Că merge, că virează, că e la încărcat, că frânează, că are farurile aprinse. Adică știi cam cum arată mașina în momentul respectiv, în mers sau când e staționată. Are foarte multe camere care te ajută în cazul în care, nu știu, vrei să vezi o filmare, îți înregistrează pe un stick care se regăsește în torpedou. Torpedou are pin, deci dacă vrei să nu umble cineva la acel stick, îi poți pune un pin și doar tu îl știi și doar tu poți accesa torpedoul. Are o grămadă de senzori, dacă te apropii prea tare de mașina din față, îți pune el frână, are avertizare sonoră, ți se aprinde pe tabletă, adică îți dă toate variantele, astfel încât tu să fii sigur că te poți baza pe acest senzor și nu faci accident. Îți dai seama, dacă și țipă mașina, dacă spune și frână singură, dacă vezi și pe tabletă, ți se aprinde cu roșu, mare, îți dă muzica încet ca să dea avertizarea sonoră tare. Adică, practic, toate aceste funcții te ajută la, na, să conduci mai în siguranță, dacă mă întrebați pe mine. Vizibilitatea este destul de bună. Aici, un pic la stâlpul ăsta din stânga, pot să zic că mă deranjează, pentru că este un pic, nu știu, în oblic așa și e lat. Și pot să zic că la felul cum stau eu, am un mic unghi mort aici în stâlpul ăsta. Probabil că ar trebui să stau să îmi găsesc altă poziție, astfel încât să nu mă mai deranjeze stâlpul ăsta din stânga, pentru că cum stau eu, mi s-a părut că uneori nu am vizibilitate. Ok, hai că am ieșit pe DN-ul, am ieșit afară din oraș. La drum lung, ce să vă zic, mașina e super silențioasă, merge ață, o să încerc să intru un pic pe autostradă. Ia uitați, ați văzut cum a început să mă avertizeze sonor și mi-a apărut și pe tabletă că calc banda fără să dau semnal. Asta îmi place foarte mult, că este super silențioasă. Nu se aude absolut nimic. Nu te deranjează nimic. Și la 150, dacă o accelerezi, la fel. Cu minte, nu se aude nimic. Lucru care, na, la început mi s-a părut un pic ciudat, pentru că orice mașină pe combustie, când o accelerezi, începe și face un zgomot. Știi că are viteza aia, la asta nu-ți dai seama. Dacă îți pun mâna pe vitezometru aici, nu știu ce viteză ai. Poți să bănui că e mare sau e mai mică, dar nu-ți dai seama. Așa, când auzi la celelalte mașini motorul, cam știi pe unde e, în ce treaptă de viteză, cam îți dai seama. La asta nimic. Lucru care e și un pic periculos, poți să pierzi permisul rapid. Dacă mă întrebați pe mine, că accelerează foarte tare și dacă nu te uiți, poți să nu-ți dai seama cât ai la oră și te-a luat radarul imediat. Deci da, ca avertizare, pe lângă sonor, îți mai și scrie în același timp pe tabletă, ca să vezi. Deci îți dă toate variantele ca să te protejeze atunci când îi se pare lui că tu faci o greșeală. La drum lung are o opțiune foarte mișto, dacă mă întrebați pe mine, și mai exact autopilotul. Eu o să fac un clip dedicat
acestei funcții, pentru că e mai mult de discutat aici. Încă nu am avut timp să stau să studiez absolut tot. Am butonat eu singur, ce n-am știut, m-am uitat așa puțin pe tutoriale pe YouTube, dar eu n-am timp să stau să fac treaba asta zi de zi. Probabil că dacă n-aș fi lucrat la Ritter Broker și nu știu, făceam YouTube ca și activitate zilnică, aveam timp să stau să fac treaba asta. Eu fac YouTube printre picături, când am timp mai studiez ceva, mai fac un clip, pentru că m-au citat foarte mulți care mi-au spus: domnule, tu nu știi ce mașină ți-ai cumpărat? Că nu știi aia, nu știi aia, nu știi aia. Mai zic și în clipul ăsta, eu m-am uitat la 3, 4, 5 clipuri cu Tesla, mi-a plăcut și am comandat-o. Am cerut ofertă în vreo 3 locuri și am luat-o de la firma care mi-a dat cea mai bună ofertă la momentul respectiv. Deci nu am stat în detaliu zile, săptămâni, luni de zile să citesc fiecare opțiune, să văd fiecare opțiune ce face. Pur și simplu mi-a plăcut mașina, mi s-a părut ceva deosebit față de celelalte modele la bugetul pe care l-aveam eu. Am vrut și mașină nouă și asta mi s-a părut cea mai bună variantă. Iar partea cu nu știi ce mașină ți-ai cumpărat, știu ce mașină mi-am cumpărat, doar că nu știu toate opțiunile de la mașină, pe care le învăț și eu cât timp merg cu ea sau când vreau să fac un videoclip despre subiectul respectiv. Băi, zice bine, mă. Mașina e spațioasă, e mare, adică are portbagajul ăla în spate nesimțit de mare, dacă mă întrebați pe mine, de 400 ceva de litri. Bine, nu vorbim față de alte mașini, eu vorbesc față de, nu știu, un C-Class sau un Seria 3. Mai ai portbagajul în față, în spatele meu stai destul de bine, adică fratele meu are un BMW F10, mi se pare, și n-ai loc deloc în spate. În spate e mică rău. Adică ca să ai loc pe bancheta din spate, trebuie să stea cineva de 1.65. Altfel, la revedere. Aici în Tesla chiar ai mai mult loc decât în BMW F10. În acel seria 5, și e seria 5 break. Și e înaltă și sus, din cauza că are plafonul ăsta de sticlă, care este genial, dar evident are și niște minusuri. Când e foarte cald afară și o lași în soare, se încinge groaznic. Dar s-au gândit la treaba asta și ca să nu se facă foarte caldă mașină în momentul în care o lași undeva în soare, ai o opțiune care îți activează automat aerul condiționat dacă temperatura din habitaclu depășește 40 de grade, îți pornește aerul condiționat automat, lucru care mi se pare foarte mișto. Tot așa, vara, dacă vrei să te duci, nu știu, cobori repede din mașină și vrei să te duci până la un supermarket, să nu-ți închidă aerul condiționat, da? Poți să lași aerul condiționat pornit, se închide mașina în momentul în care te dai tu jos din ea și temperatura rămâne constantă, fix cum ai lăsat-o când te-ai dat jos de mașină. Lucru care iar mi se pare că este o opțiune pentru confortul șoferului și al pasagerilor. Pentru că ați văzut și voi, când e foarte cald afară, vă dați jos 5 minute, nu știu, vă duceți până sus, ați uitat ceva, v-ați întors, v-ați dus până undeva la supermarket și practic iar s-a făcut caldă mașina. Așa Tesla știe să-ți păstreze acolo confortul dorit ca tu să fii fericit, ca să spun așa. Are foarte multe funcții din astea care mi se par că sunt gândite pentru confort. S-a gândit și la partea asta cu timpii morți pe care îi ai în momentul în care încarci o mașină electrică, mai exact Tesla. În primul rând s-au gândit să facă acele superchargere care eu sper să apară din ce în ce mai multe prin România, pentru că vă dați seama, de la, nu știu, 2 ore cât încarci la alte rețele, o oră jumate, să spun, să încarci aici în 30 de minute, e o diferență. Chiar dacă voi spuneți că 30 de minute e foarte mult,
chiar dacă la o mașină normală durează să o alimentezi la maxim în 30-40 de secunde, poate un minut, da? Deci nu comparăm. Pe lângă supercharger, unde a diminuat timpul de încărcare foarte mult, a făcut tot felul de secțiuni de entertainment. Da, adică te poți uita la filme, poți să te uiți pe YouTube, poți să te uiți pe Netflix, poți să te joci. Din ce am văzut pe net, tot așa în niște clipuri pe YouTube, am văzut că sunt unii nebuni care și-au conectat PlayStation-ul. Adică ți-a creat un mediu din ăsta ca să poți să te relaxezi în momentul în care stai și încarci, să nu... nu știu, să nu fii nervos, să nu fii plictisit, să nu... să treacă timpul mult mai ușor. Ai și browser, adică poți sta și pe, nu știu, pe net, cauți ceva, stai pe un magazin online, îți comanzi ceva. Eu am primit de la Tesla un an de zile Premium Connectivity, unde mi-a dat, din ce am văzut, abonament gratuit la Netflix, abonament gratuit la Spotify, am, nu știu, trafic în timp real. Nu știu dacă știți, Tesla nu are CarPlay și nu poți să-ți conectezi telefonul și atunci nu poți să folosești Waze. Are navigația lui internă și nu știu, mai sunt câteva funcții pe care ți le dă în acest Premium Connectivity. Îți mai dă și internet. Dacă nu, trebuie să îți dai tu de pe telefon, să faci hotspot, practic, și să-ți conectezi mașina. Iar după acest an de zile, dacă vreau să continui cu Premium Connectivity, mă costă 10 euro pe lună. Din punctul meu de vedere, nu este o sumă foarte mare. Merită acest 10 euro. Gândiți-vă că, nu știu, vă duceți din România până în Anglia, da? Și treceți prin toate acele țări și prin toate țările aveți internet în mașină. Da? Sau gândiți-vă că numai abonamentul la Spotify Premium costă 5 euro pe lună sau 20 de lei, 4 euro, undeva pe acolo, da? Deci îți dă niște funcții în acești 10 euro care, din punctul meu de vedere, merită. O să văd peste un an de zile, probabil că o să fac și un videoclip despre ce înseamnă conectivitatea standard și conectivitatea premium. O să mai fac o grămadă de clipuri cu Tesla, da? Tableta asta, de multe ori, na, până găsești butoanele, până le înveți, până apeși unde trebuie, dacă te uiți în față și nu te uiți în tabletă, apeși pe lângă. Iar o chestie foarte mișto la care s-a gândit, că o să ai aceste probleme cu tableta, că apeși pe lângă sau faci ceva, ai comandă vocală. Apeși pe acest buton și spui mașinii, dom'le, mi-e cald, mi-e frig, pornește radio, are o grămadă de funcții prin mesajele vocale, da, și practic te ajută ca să nu stai să cauți în tabletă, să apeși pe butoane, să îți iei ochii de la drum. O să accelerez un pic, să vedeți cum crește viteza aici. Adică e ceva incredibil. Ia uitați. Nici nu o să merg foarte tare, că plouă și sunt pe autostradă și na. V-am mai zis în alte clipuri că mi-e frică dacă mă lovește cineva, că n-am unde să o repar și atunci stau cu minte. Haideți să vă arăt cum fuge de la zero. Bun, deci ăsta e povul pe ziua de astăzi. Mie îmi place mașina, e confortabilă și în oraș, dar și în afara orașului. Te poți baza pe ea. Are o grămadă de funcții care oferă siguranță șoferului, dar și pasagerilor. Costurile de încărcare sunt destul de reduse. Poți să-ți încarci la benzinăriile MOL cu 29 de lei, doar că nu au în toate stațiile. Din ce am văzut eu la ei pe site, sunt doar 29 de stații MOL unde găsești stații de încărcare pentru mașini electrice, dar am văzut că poți să-ți încarci la Rompetrol, la OMV, adică
În Kaufland-uri e un pic mai scumpă încărcarea în celelalte părți, dar na, oricum ești mai ieftin ca la o mașină normală. Eu, de exemplu, am 1000 și ceva de kilometri, 1700-1600, nu știu câți am făcut până acum, și am cheltuit fix 29 de lei. Și m-am dus la mall pentru că am vrut să testez și încărcarea de la mall, pentru că dacă nu, puteam să mă duc să încarc gratis. Am văzut că la unele Rompetroluri este gratis, în anumite parcări ale supermarketurilor tot așa găsești să încarci gratis. Adică ai și alternative unde este gratis, dar ai și variantă unde, nu știu, te costă să încarci la maxim bateria 200 de lei. Deci foarte mult. Alte costuri deocamdată n-am avut. O să fac probabil un episod după un an de zile să vă zic ce costuri am avut cu mașina într-un an de zile calendaristic. Dacă v-a plăcut și mai vreți povuri, vă aștept cu un like. Dacă nu v-a plăcut, un dislike, evident, abonați-vă, turtiți clopoțelul acela de mai jos, apăsați cu pumnul în el ca să creștem comunitatea aceasta Ritter Broker cât mai mare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Aștept părerea voastră, la fel și întrebările voastre, mai jos în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și să ne vedem în următorul video. Vă salut!